Echipa de fotbal Steaua București a perfectat 4 noi transferuri. Adrian Frânculescu, David Maftei, Alexandru Boiciuc și Mario Topuzov sunt noi jucători ai formației noastre pentru sezonul viitor. Născut la Drobeta, Turnu Severin, Adrian Frânculescu are 18 ani, este portar și a venit la Steaua de la CFR Cluj 2. Mă simt foarte bine, deja am o săptămână jumătate cu băieții. Mă bucur că am venit aici și eu zic că e un pas înainte și sper să reprezint acest club mare cu mândrie. David Maftei este un jucător format la Academia Gheorghe Hagi, iar în sezonul trecut a evoluat la revelația Ligii a doua, Unirea Dej. David are 18 ani și joacă pe poziția de fundaș dreapta. Pentru mine, mutarea de la Fară Constanța la Steaua București înseamnă foarte mult. Am venit la un club de tradiție din România foarte mare și am venit să fac treabă foarte bună aici. În vârstă de 25 de ani, Alexandru Boiciuc este de naționalitate moldovean și înainte de a ajunge în Ghencea, a mai evoluat printre altele la Șerif Tiraspol, Academica Clinceni, Ucluj și Gloria Buzău. În sezonul trecut, Alexandru, care are selecții și naționala Republicii Moldova, a punctat de 6 ori și a dat 2 pase decisive pentru Gloria Buzău. Cu siguranță e un pas înainte și vreau să obțin promovare cu această echipă, la fel cum am obținut și acum 2 sezoane cu Cluj. Care e primul lucru care ți-a spus Daniel Oprița când v-ați întâlnit la primul antrenament ca jucător al Stelei? Mi-a zis bine ai venit și mi-a urat mult succes, să reușim lucruri frumoase împreună și cu siguranță vom găsi numitor comun și deja simt acest lucru pentru că stilul de joc pe care îl practică este alături sufletului. Te sperie concurența de la Steaua? Nu am o problemă cu concurența, cu siguranță voi fi mândru dacă voi juca titular, dar la fel voi susține și pe celălalt dacă va juca în locul meu. Bulgarul Mario Topuzov a sosit la Steaua de la CSKA 1948 Sofia. În vârstă de 23 de ani, Mario este extremă stânga, iar în sezonul trecut a marcat 3 goluri și a dat 5 pase decisive în 36 de apariții în tricoul echipei din Sofia. Forță Steaua!